Direcția Județeană de Statistică Buzău a comunicat rezultatele preliminare ale recensământului populației și locuințelor din 2011. În 10 ani, populația județului Buzău a scăzut cu peste 64.000 de persoane, însemnând procentual 13%. O scădere demografică însemnată a înregistrat și municipiul Buzău. De la recensământul din 2002, populația orașului a scăzut cu peste 25.000 de persoane, însemnând 19%. Pe lângă faptul că suntem mai puțini, recensământul relevă și sărăcia din mediul rural. Doar 18% din locuințele de la țară beneficiază de baie și closet în interiorul casei. Un alt capitol îngrijorător e și cel al alimentării cu apă curentă. Doar 23% dintre locuințele din mediul rural beneficiază de instalație de alimentare cu apă. Per total, rural și urban, 47% dintre locuințele din județ beneficiază de canalizare, 70 29% au instalație de alimentare cu apă, iar 28% de încălzire centralizată. Din totalul locuințelor din județ, încă mai există 6500 de locuințe care nu sunt alimentate cu energie electrică, însemnând 3,5% din total. Recensământul aduce o veste bună pentru Biserica Ortodoxă. Buzoienii sunt credincioși, iar 98,5% dintre ei s-au declarat creștini-ortodoxi. Rezultatele finale ale recensământului de anul trecut vor fi comunicate în semestrul 2 din 2013.